Deși la Botoșani există un bazin electoral preponderent social-democrat, județul nu a dobândit funcții la un nivel foarte înalt în guvernul PSD. Iată că a venit și rândul botoșenenilor. Odată cu ultima remaniere a guvernului, deputatul social-democrat Marius Budăi a fost preferat pentru a ocupa înalta funcție de ministru la Ministerul Muncii în locul Olguței Vasilescu. Cum a reușit să ajungă parlamentarul în această postură, ne-a explicat președintele PSD Botoșani, Doina Federovici. Noi l-am propus și l-am susținut pe colegul deputat Marius Budăi, având în vedere experiența domniei sale, atât pe zona de protecție socială, cât și perioada în care domnia sa a fost președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Este, aș putea spune, o victorie a organizației PSD Botoșani. Pe lângă prestigiul organizației PSD Botoșani de a obține acest portofoliu de ministru, rămâne de văzut în ce măsură vor beneficia și cetățenii județului de acest câștig. Cât privește aportul pe care și-l va aduce domnul deputat prin prisma funcției de ministru pentru județul Botoșani, aici cred că avem foarte multe de spus, pentru că vorbim de un minister extrem de greu, cu foarte mare responsabilitate, și să nu uităm că domnia sa va intra în perioada imediat următoare pe primul proiect legislativ pe care va trebui să-l gestioneze, și mă refer aici la legea pensiilor. Marius Budăi are 46 de ani, este economist, a lucrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. În intervalul 2013-2016 a fost director la Casa de Pensii, iar în 2016 a obținut un mandat de deputat. Nu este exclus ca la cabinetul ministrului Budăi să fie cooptați și alți botoșeneni.